Am pornit din nou. Bună seara, dragilor și prieteni. Aici va clătite Daraeva, cele mai mari clătite din sud-estul Europei. Doar la noi le găsiți. Venim așa frumos cu banana, biscuite, Nutella, tot ce trebuie, da? O să ne deschidem și o academie de asta să vă învățăm și pe voi să facem. Nu doar să știm doar noi. Și eu am voie, și eu am voie să învăț. Da? Dacă am doar 4 clase. Nu contează, trebuie să ai talent. Dacă ai talent e bine, dacă n-ai talent e jale. Da. Să ai mâna bună, știi ce zic? Încerc să înțeleg. Mâna bună, să ai vibe, să transmiți stare bună la client. Știi ce zic? Da. Să nu stăm supărați când facem clătite, că facem ceva bun. Știi? Tem așa... 15-20 de banane. Cum 15-20? Mai venit cu una, că nu a fost mama de aici. Da. Mai pune una. Tasele, deci Excel, ăsta e Excel, tati, nu? Băi, tata, bă, ce-am zis, 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 e supărat că avem intențiile la 15 milioane. I-a venit și lui Paturile, trebuie să-l înțelegești cu colegul nostru. Pui de ciocolată, Milka, una aici. La greu, fără scârcenie. Fără. Pune și mie aici. Ca pe Rahova. Dă-și mie. Rahova, mi-am gândit de pușcărie, nu mai îmi spune. Păi nu suntem pe Rahova. Sosea Alexandrei, numărul 84, bloc L23. Nu? Da. Punem și TV-ul ăsta așa mișto. Țigănește, asta e clătită țigănească. El stă așa afară, el privește de afară. Așa, am pus niște kiwi Leandru. Mamă, dar cum arată căpșunele alea acolo? Venim și cu căpșunile astea. Nebunie. Uitați-i și căpșuni. Căpșuni de căpșuni. Adică... Da, nu... dar vreau și eu o clătită pentru mătușa mea, brățărina. Vreți să vă zic cât e kilul de căpșuni? 400 da. De lei, mai scumpă ca carne. Serios? Mai scumpă ca carne? Da. Cât e un pui? Un pui e 20 de lei. Deci, 5 lei kilul. Da, pui, adă căpșuni, 40 lei. Punem și niște rânghe, cum pe doamnă. Aruncă puțin. Așa, la mișto, nu? Păi da. Zang, 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 așa, nu? Pune și pe afară, să vadă mișto, nu? Da. Acolo ce avem? Mascarpone. Mascarpone? Mai e mascarpone? Nu e frișcă, da? Să ne înțelegem. Nu este frișcă, mascarpone. Da, da, da. Haideți și adu. Mai stau de vorba cu mâna. Da. Deci, ce să vă spun, dragii mei și prietenii, pe acest vlog veți vedea numai semne educative, o să învățați numai lucruri bune și plătitele astea, ce pot să zic de ele? Ziceți-vă, mai are... Demențiale. Le-am văzut pe TikTok. Sunt prietenă cu cineva. Nu. Cine? Sunt prietenă cu cineva la care ați făcut clătitele cu dedicație. Da, păi îl facem. Nu pot să-i dau, da, nu pot să-i dau numele, dar am înnebunit toată ziua, m-am uitat astăzi la TikTok-urile voastre. Facem dedicații și nu contează. Pentru? Dacă ai sau nu ai să dai pe la barbă, la noi nu e vorba de așa ceva. Noi ținem să facem clienții fericiți. Să plece toată lumea bucuroasă de aici. Păi n-avem cum să plecăm supărați. Niciodată în viață. A venit și scumpul meu coleg cu mascarponele. După cum colegul meu a lucrat la doctor Edgar, el. Da? Da, copilăria lui la 5 ani lucra la doctor Edgar. Făcea... Făcea pudică. A venit și cu mascarponele. Ia uite ce este acolo, Oreo. Oreo, Oreo. Pământ. Pământ. Mai avem și niște pământ de ăsta peste Oreo, așa mișto.
4 la Rahova, la cele mai șmechere, clătite, zic eu, și nu o spun, mai am și voi, da? Da. Ia uitați aici. Venim și noi cu surprize muzicale, ca pe șaormă. Ia uitați. Zang, 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 zang. Ce frumos! La serviți aici, nu? Da. Da. Veniți noi. Ce mâncare vreți să mâncați? Ce mâncare? Platul ăsta îl punem așa, punem plătit aici, muzică înțește așa. Frumos, zang. Mai așezăm așa un pic. Și venim cu toppingul. Venim așa cu toppingul mișto. Nu ne grăbim, da? Da. Plătează mult să nu ne grăbim. Ia uite, băiatul acolo face forme. Păi v-am zis că n-am luat de la doctorul este. L-am luat chiriat, să țin chirie pe ce lucrează aici. Dăm și cu negru. Să fie treaba, treabă. Așa. Și stați aproape să vedeți acum unde e chirie. Alo, clătitarii, luați și învățați, da? Venim așa frumos, una, două, trei. Am tuns-o pe partea asta 0,5 și acum o luăm 0,3. O luăm pierdut, așa. Bam. Ia uitați. Șmecherie. Ca frizeri. Și acum am venit cu niște fulgeți de ciocolată. Bam, 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 bam. Și acum luați învățați partea asta, că nu vă costă nimic. Să... Bam, ai pus aici. Și ai tras odată așa, și ce zic, ca la MasterChef, ia uite. O zgrietură de asta. Și zgrietura aia, îi punem așa niște oreo, ia uite. Altceva, nu? Normal. Punem așa un pic aici. Da. Aici. Gata, am șters o aplicație. Dar fi cu ea cu ea. Nu, aia nu că nu. Da, am zis. Și oreo. Salut, dragii mei prieteni, vă pup și vă respect. E gata? Ce vrei să fac? Bă, nu niște bucurițe. Un XL. Uite aici, un XL ce vrei? Da, am funcționat ăsta. Și vă face așa cu... Uite la căpțul Barana și Rafael. Păi nu ți-ai să-ți cumpără asta. Da, cu... Da, triuni cu Rafael și căpțul. Hai, rățeamnă. Păi nu pot să-ți fac doar din dată. Uite mai să-mi bătrâi. Două scasă mii. Andreea, mai avem o... Pe Lara, ce-i bună? Ai chimii căpțul Barana. E bună. Și bagi, o 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 bagi,